Daniele Morega îi amenință pe liberali că îi va lăsa fără o parte din primarii în cazul în care se va reîntoarce în politică. Fostul parlamentar de Gorj ar putea ajunge în partidul lui Mircea Gioană, PSRO, fapt anunțat chiar de primarul din Lelești, Marian Rotaru. Copreședintele Partidului Național Liberal Gorjan Vâlceanu nu pare speriat de anunțul făcut de Morega. Danilie Morega pare mai hotărât ca niciodată să revină pe scena politică și anunță că va racola mai mulți primari din rândul liberalilor. O parte din ei da, o parte nu. Dar cei care nu vor veni, mă sigur că va sprijini candidatul nostru ca să aibă un număr de voturi important al partidului din care voi face parte. Copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, nu se teme de anunțul lui Morega și spune că partidul își va urma mersul și programul obișnuit. Noi avem agenda noastră, Partidul Național Liberal. În rest, declarațiile politice ale celorlalți actori politici îi privesc. Danilie Morega a renunțat la viața politică după ce a demisionat de la cârma organizației județene a UNPR.